citim câteva cuvinte. Vreau să citesc din Coloseni, capitolul 3, de la versetul 1, pagina 1156. Deci Coloseni, capitolul 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Amin. Amin. Puteți să vă reașezați. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Mulțumesc fraților și fratelui Dani care mi-a făcut invitația. N-a fost de mult. A trecut ceva vreme de când nu ne-am văzut și mă bucur să vă văd din nou, chiar dacă nu vă cunosc pe mulți. Pe cine cunosc foarte bine, pe sora Ingrid, cu care ne-am întâlnit la Muntele Sionului de când era adolescentă și se ocupa de copii. Mi-aduc aminte că atunci, într-o sâmbătă seară, am fost acolo. Am stat sâmbătă și duminică cu adolescenții și le-am spus experiența întoarcerii mele din, hai să zic, nu chiar din lume, întoarcerea, aș putea să zic, nașterea din nou. Eram botezat, era totul perfect în biserică, dar inima mea nu era în biserică. Și am povestit cu copiii ăștia o noapte și o zi. Și le-am explicat ce înseamnă să fie așa pe două căi. Și mi-aduc aminte de dânsa și ne-am bucurat și cu alte evenimente și la o binecuvântare am fost la un copil în familia dânsei și am văzut că Dumnezeu lucrează și astăzi, dar problema e să aibă cu cine. Se citea la timpul de rugăciune și m-am bucurat că vă rugați. M-a bucurat foarte mult. Și când am auzit și v-am urmărit, așa când mi-a făcut fratele Dani invitația, am zis, hai să mă uit la ce biserică mă duc, să știu ce mă așteaptă. Și așa m-am bucurat când am văzut că aveți atâta timp pentru rugăciune. Extraordinar. Știți că rugăciunea începe să fie pe cale de dispariție în biserici? În ale noastre. Nu vorbesc de alții, de ale noastre. Pe cale de dispariție. Și am zis, ce mare pierdere. Și aici David zice, cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog. Două lucruri. Și să te rogi și să strigi. Sunt două situații diferite, să știți. Mi-aduc aminte, am un nepot de 8 ani, ăsta e cel mai mare, avea 4 ani și în biserică stă lângă mine cu celălalt frățior al lui și la 4 ani am zis, Filip, uite, aici ne rugăm, toată lumea, el se juca. Am zis, hai că aici toată lumea se roagă, măcar când ne rugăm să fii atent și să te rogi și tu. L-am luat în brațe, l-am ridicat și am zis, uite, ne rugăm rugăciunea tatăl nostru care o știe de la 2 ani și în momentul când terminăm rugăciunea asta, rogă-te și mă auzi pe mine ce mă rog și rogă-te după mine. Și o-s bine. Am zis amândoi rugăciunea tatăl nostru, am început eu să mă rog pentru familie, pentru el, pentru copii, pentru părinți, pentru tot ce am știut din casa noastră și el spunea după mine. Când ne-am așezat și s-a terminat rugăciunea, mi-a pus o întrebare care m-a blocat. Și o zis, Radu, dar de ce nu se roagă toți? Eu cum îl țineam în brațe, el a văzut peste biserică. A văzut pe unul și pe altul. Eu am zis că aici toți se roagă. Și el mi-a pus întrebarea, dar de ce nu se roagă toți aici? M-am blocat și am zis, o să-ți răspund acasă. Știți că toată slujba aia la asta m-am gândit, ce să-i spun la un copil de 4 ani, de ce nu se roagă toți în biserică? Acum trebuia să-i dau răspuns. Eu am zis că aici toți se roagă și el mi-a spus că nu se roagă. Când am ajuns acasă, așa e o regulă la noi, ne întâlnim toți copiii, 3 copii, cu 8 nepoți suntem acum cu noi, cu toți suntem 16, în fiecare duminică legea e lege, ne întâlnim la noi acasă. Cu excepția când se duc la ceilalți, hai să zic, cuscri. Dar nu-i scăpăm. Cât putem, nu-i scăpăm.
Și ne-am adunat la masă și am zis, haideți să vă spun ce m-a întrebat Filip în biserică. De ce nu se roagă toți? I-am zis că trebuie să se roage. Și acum, Filip, hai să-ți dau un răspuns. Ce să înțelegi tu la 4 ani? De ce nu se roagă toți? Pe cei care vezi că nu se roagă, îs inconștienți că depinde Dumnezeu. Dar au zis el, ce-i aia? Nu știa ce înseamnă inconștient. Și am zis, nu știu. Nu știu că depinde Dumnezeu. Nu știu că dacă a ajuns aici, pe picioarele lor, e datorită bunătății lui Dumnezeu. Ei nu știu. Ei nu sunt conștienți. Nu se roagă. Zic, aia pe care vezi că se roagă, aia poate chiar au probleme, dar foarte mulți dintre ei se roagă preventiv. Adică, chiar dacă nu au probleme, se roagă pentru ei, familiile lor, preventiv. Se roagă pentru alții, preventiv. Se roagă pentru cauzele care sunt biserică. Ei se roagă, indiferent că sunt probleme, că nu sunt probleme. Dar zic, la ăștia le-i foarte ușor când vine problema. În momentul când apare problema, oricum nu te mai poți ruga. Vă spun eu 100%. În momentul când ești în încercare și cu probleme, automat mintea ta, firea ta fuge la diagnostic și la ce se va întâmpla. Dar știți ce face Dumnezeu? Atunci eu cred că dacă o aduna rugăciunile astea care tu le-ai spus, o să-ți fie foarte ușor când vine problema. Am zis, la ăștia o să le fie foarte simplu. În momentul când vin problemele, rugăciunile ăștia îi urmăresc. Rugăciunile care le-au făcut îi urmăresc. Și să vezi tu cum se vor ruga ăia care nu i-ai văzut că se roagă acum, să vezi cum s-o ruga ăștia când vine problema. Să vezi cum vor striga ăștia la Domnul atunci. Să vezi cum vor da bilete. Să ne ajutați, să ne ajutați, să ne ajutați. Pentru aia să știți că va fi greu. Și zice Filip, a, înțeleg. Deci trebuie să ne rugăm că e bine, că e rău. Da, asta trebuie să facem. Indiferent ce avem, ce n-avem, trebuie să ne rugăm. Mare binecuvântare e peste biserica care se roagă. Slavă Domnului! Mare binecuvântare e peste familia care se roagă. Amin, amin, amin. Să știți, m-am gândit, prima dorință a ucenicilor, știți care a fost în Luca 11? Doamne, învață-ne să ne rugăm. Dar de ce să ne rugăm? Nu să cântăm, nu să zicem poezii, nu să predicăm, să ne rugăm. Dar de ce? Ei au observat un lucru. Domnul Iisus noaptea se ruga și ziua avea biruință în fața duhurilor, a bolilor, a problemelor. Ei nu puteau să facă nimic. Și și-au dat seama, mă, unde e secretul? Aici nu este seminar. Nu există seminar la lucrurile astea. Și-au dat seama, mă, cea mai bună școală. Și vedem cum își încarcă Domnul Iisus Duhul rugându-se. Sufletul lui se înălța la Dumnezeu, se încărca cu putere și normal că era ușor ziua. Și am zis, ce mare binecuvântare peste noi care ne mai rugăm. Să nu scăpați rugăciunea, orice să scăpați, dar să nu scăpați rugăciunea. Am citit textul ăsta destul de dur. Dar să știți că e pentru noi, nu e pentru cei de afară, e pentru noi. Și am zis, vreau să vă motivez că trebuie să știți să ne gândim la lucrurile de sus. La multe lucruri m-am gândit de jos și am dat-o în bară. Și am să vă spun câteva. Dar am zis, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Știți că e foarte greu să te gândești la lucrurile de sus și aici în biserică? Și aici e greu să te gândești la lucrurile de sus. Și aici ne mai fuge mintea afară și acasă. La probleme, la săptămâna care vine. Vești de războaie și dacă mai stai și la știri, apoi chiar că ai încurcat-o. Pentru că te încarci cu tot ce există tulburare și rău în lumea asta și nu mai ai cum să te gândești la lucrurile de sus. Numai la astea de pe pământ. Ce va fi? Cum va fi? Ce se va întâmpla? Mai nou îți apare așa câte o veste pe telefon, prăpăd peste România. Și dacă citezi mai departe, se schimbă vremea. Păi ăsta-i prăpăd. Păi trebuie să se schimbe vremea. Dar ca mie să-mi dea în minte de gândi și să mă tulbure, să nu mai am somn, asta face lumea. Deci te tulbură. Și acum, oare se poate să te gândești la lucrurile de sus în vremurile astea în care trăim noi acum? Se poate? Că știți că se poate, dar nu e ușor. Soluția e aici. V-am citit-o. E versetul 5. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Deci, ori le omori tu, ori te omoară ele pe tine. Ați priceput. Nu există, las câteva. Eu am lăsat câteva așa, nu le omor pe astea, că astea o duci bine cu ele.
Dar am încurcat-o. Și acum hai să vedem care să stea. Deci ori le omori tu, ori te omoră ele pe tine. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor era și voie din oare când trăiați în aceste păcate. Deci ăstea nici n-ar mai trebui pomenite în biserică. Și uitați că a început să apară din nou. Deci ați priceput, nu vorbesc povești. Au început să apară din nou. Din ce cauză? Din cauza că gândul nostru e jos, nu-i sus la Dumnezeu. Și acum, hai să le vedem pe alea noastre. Dar acum, ne zice nouă, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat cu omul cel vechi, cu faptele lui, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Frații mei, eu zic că avem de dus o luptă tot timpul. De-aia zic să nu scăpați rugăciunea. Ca să poți să te gândești la lucrurile de sus, trebuie să ai o relație cu Dumnezeu zilnică. Trebuie să te gândești și să lași lucrurile astea din lume. Pentru că eu nu zic că mâine dimineață oricare putem să nu mai fim. Eu zic că în secunda următoare poți să nu mai fii. Deci în secunda următoare. Vă dau un exemplu așa un pic. Eu mă deschid foarte mult și nu mă interesează cine ce judecă. E important să se corecteze unul sau doi care au făcut ce am făcut eu. La firma care lucrez sunt din 2001 până în prezent. Am tot avansat în firmă și prin 2004 am început să fac eu comenzi anumite produse și mă sună un director de la o fabrică din București și îmi zice: domnul Radu, am auzit că dumneavoastră faceți comenzile pe produsele noastre și ce ne-am gândit noi ca și conducere, să vă dăm 2% din tot ce se vinde, din tot ce primiți pe firmă, 2% e al dumneavoastră. Noi vă băgăm într-un cont, n-are nimeni treabă cu dumneavoastră, nici patronul, nimeni. Dumneavoastră comandați, marfa oricum intră, patronul meu plătește tot jos, nu există termene că peste 90 de zile sau 120, ai pus marfa în curte, ai luat banii. Și bineînțeles că foarte mulți umblă după el pentru asta. Și îmi zic că ăștia 2%, 2% din tot ce se primește. Repede m-am gândit, noi pocăiții suntem foarte ageri la minte, nu băuți, nu afumați, ne umblă mintea foarte repede, nu se recontabilitate să faci. Și când mă gândesc 2%, păi noi luăm cam de 100.000 de euro pe lună pentru cele 5 depozite din 5 județe și pentru 40 de magazine, mă duce capul, zic, cel puțin de 3 ori măresc producția la aștept. Marfa oricum se vinde singură, marfa e foarte bună. Și am zis, da, puteți dumneavoastră să produceți cât vă comand eu? Că până acum a fost ce a fost, dacă îmi ziceți de lucrul ăsta, eu o să vă comand cam de 2-3 ori mai mult. Și o să spun, eu o să facem iară ședință și ne mărim și încercăm să producem. Și am zis, ok, în câteva zile vă dau comanda. Eram la servici când am primit telefonul ăsta și am ajuns acasă. Și zic soției cu care sunt aici, Ileana, și zic, tu, Lena, uite o binecuvântare. Uite, m-a sunat cineva și mi-a zis că îmi dă 2% din tot ce comand eu pe firmă. Și o zic, patronul știe? Zic, dar ce legătură are patronul? Că nu mă plătește patronul, nu-i fac nicio pagubă la patron. Eu comand marfa, se vinde, el câștigă în felul lui. Și asta e un bonus mic care îl câștig eu. Deci eu zic că nu-i de la Domnul. Hai ce m-a supărat pe ea. Și am zis, mă, dar ce țin lângă mine? Deci nu apreciază un soț care știe să facă bani din pix. Pocăit, credincios, cu minte la locul lui. Acum, dacă îți mai aduce și bani pe deasupra, nu e mai de valoare. Și am zis, tu, chiar nu vezi că e o binecuvântare, ce nu-i de la Domnul. Dacă nu știe patronul tău, nu-i de la Domnul. Păi ce m-a supărat. Și am zis, că treia bine zice Biblia că sunteți mai slabe. Și au zis, da, dar vezi că nu sunteți nici voi mai tari, pentru că acolo scrie mai slab, adică eu slab și ea e mai slabă. Nu înseamnă că bărbatul e tare. Așa scrie, citiți și vedeți. Deci, mai slab înseamnă că în fața este unul slab. Și zice, în cazul ăsta tu ești slab și o fi eu mai slab, dar acum cred că suntem un pic invers. Iar m-am supărat pe ea și m-am tot bombat și am zis, mă, ce țin lângă mine? Ce mi-au luat? Așa facem toți, să știți, așa facem toți. Și am început să mă tulbur așa în mintea mea și eu vreau să
Scriu cu pixul, atâta trebuie să scriu cu pixul, atâta produceți. Și vineau banii. Au trecut 2-3 zile și pentru că mintea ta se gândește jos și nu se gândește sus. Normal că te tulburi, ți se urcă tensiunea, ți se ridică glicemia, atât te se dau peste cap, să știți, când te gândești jos. Și a început așa să mi se ridice un pic tensiunea și am făcut o emoragie nazală. Emoragie nazală, soția mea, cadru medical la spitalul de urgență, rezolvă orice, nu poți să vii răcit, că așa cum ați răcit, dar ori mori, ori trăiești cu ăștia, cu atâtea cadre medicale în casă, ori ești mort, ori ești viu. N-ai cum să zici că te doare ceva, că te rezolvă. Și am văzut cum curge sângele, am zis, Lena, hai, punem tu un tampon, cum știi mai bine. Mi-a pus un tampon, l-a împins, am stat cu capul în perete să împingă cât vrea să se oprească. Dar eu înghițeam sângele. Nu i-am spus că îl înghit, după câteva minute am simțit că încep să slăbesc, să văd steluțe. Și mi-am dat seama că nu se pot merge pe picioarele mele, că eu înghițeam sângele. Și am zis, zic, Lena, problema e, nu vezi tu că curge, dar eu înghit sângele. Păi ce nu mi-ai spus? Păi nu ți-am spus că am crezut că se va opri, să nu te îngrijorezi. Zice, hai repede să mergem la urgență. Am urcat în mașină cu ea, am ajuns la urgență. Era fratele Mircea Căpușan, poate știți, careva, e un orelist foarte bun în Cluj. M-a văzut, m-a cunoscut ce s-a întâmplat. Soția mea a vorbit mai mult cu el, că eu nu puteam cu tamponul care îl aveam și mă durea destul de tare. Și zice, hai să vedem. S-a uitat, mi-a deschis gura. S-a uitat în gât și vedea cum curge sângele. Da, ce curge foarte tare. Deci e o problemă. De oprit nu o să ți-l pot opri niciodată cu tamponele astea. Va trebui să-ți trag un tampon pe gură și să ți-l scot pe nas. Și pentru asta tu trebuie să comunici cu mine. Nu te pot adormi. Nu pot să-ți fac anestezie. Și am zis, ok, rezist, asta este. Am început, l-am înghițit, l-a scos pe nas. Când a ajuns aici, deasupra nasului, în interior, o durere, ca și cum avea un cuțit tot timpul în carne. Nu puteam nici să clipez, nici să vorbesc, nici să beau apă. Așa mă durea. Când mi-a spus, trebuie să stai 3 zile cu el, am și leșinat pe scaunul ăla. Soția cu el, cu 2-3 palme, m-a trezit, m-a pus pe scaun înapoi. Am știut sigur că nu o să pot rezista cu durerea asta așa 3 zile. O zis, Lena, lasă aici până dimineață, să-l văd, îl pun într-un salon și mâine dimineață ne auzim. Am văzut și eu ce înseamnă iadul pe pământ. Deci să ajungi într-un salon, toți erau cu cancer la gât, toți aveau supape, pe aici vorbeau, pe aici mâncau, pe aici respirau. Nu pe gură, nu puteau pe gură. Și am văzut ce înseamnă să nu-L ai pe Dumnezeu. Era o doamnă care stătea lângă soțul ei pe un scaun, și am zis, Doamnă, haideți și stați dumneavoastră în patul meu, că eu și așa n-am voie să stau pe spate, trebuie să stau ridicat, înșezut. Zic, voi lasă-mi dumneavoastră în pat, nu stați lângă scaun, pe lângă soțul dumneavoastră. Și o zis, domnule, nu pot să mă duc de lângă el, că dacă se trezește, îi se înfundă sub apă și are impresia că se sufocă, mă face de rușine tot spitalul ăsta, strigă și urlă pentru că vede că va muri. Și ce nu pot să-l las, trebuie să-l țin eu de mână. Dar îl țin eu, am zis, zice, nu vă recunoaște, nu se poate. Și am văzut ce înseamnă să nu-L ai pe Dumnezeu. Am văzut iadul care e acolo, între oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nici nu au încredere în Dumnezeu, să știți. Și dacă le spui de Dumnezeu în situațiile alea, să știți, mai sunt câțiva care zic, dacă te ajută Dumnezeu și ajungi acasă. Au fost care mi-au spus, mai greu am înțeles ce au spus. Și te rogi pentru noi. Și dacă ne facem un pic mai bine, nu o zici bine, că știau că nu mai ajung cum să fie bine, numai în groapă ajungeau, ce dacă un pic mai trăim, să știi că ne-au rugat și noi și am citit Biblia. Dar știți că erau puțini, erau care erau foarte împietriți. Nu-i mai interesa. Nu mai puteau să gândească absolut nimic. Tot timpul erau cu moartea în față. Ce s-a întâmplat? Am stat așa toată noaptea și așa cu tavanul alb, cum sunteți dumneavoastră, e simplu, îți mărturisești păcatele, îți aduci aminte, tot ce ai făcut în copilărie, tot ce îi spuneam la mama, nu mă duc, zicea, hai că noi am stat la biserică, în curtea bisericii, 22 de ani, și zicea, mama, hai că vin frații cu tare, du-te repede, cumpără franzelă, cumpără cea cum era pe vremea aceea. Eu ziceam, imediat, până nu primeam o lingură de lemn, nu executam. Și mi-am adus aminte toate lucrurile care le-am făcut în copilărie, ce i-am răspuns la mama înapoi. Când ești tu, așa, cu tavanul, și îți vezi așa, te și gândești, mă, dacă nu se oprește sângele ăsta. Atunci e ușor. Aici, să știți, nici greu să ne mărturisim. Și mai nou, știți, au spus unii, păi ce, biserica nu-i poliție? Biserica nu-i poliție. Când zici fraților, hai să ne rugăm să ne mărturisim înaintea Domnului, au fost care au zis, da, nu-i poliție biserică, ce să ne mărturisim? Numai la poliție mergi și te mărturisești. Vedeți ce avem în biserică? Vedeți ce avem în biserică? Și spunem noi că suntem cu minți și la locul lor. E adevărat. Dar știți că testul dăm afară?
Când ieșim de aici afară. Cum zicea un frate, zice, la conferința păstorilor l-a întrebat câți membri activi ai în biserică? Și unul după altul a răspuns, la mine sunt activi atâția, câți vin la slujbe din biserică peste săptămână? Și o să activi atâția, 30, 40, 80%. Și a dus la un frate de-al nostru și ăsta a zis, la mine toți sunt activi. Și atunci fratele care a pus întreaga s-a bucurat și o slavă Domnului. Și o să da slavă Domnului, câțiva lucrează împreună cu mine și câțiva lucrează împotriva mea. Deci toți sunt activi. Deci nu este nimeni să nu facă nimic. Să știți că așa e și aici, așa poate să fie, poate la dumneavoastră nu, la noi la Cluj da. Deci ai câțiva care lucră împreună cu tine și ai câțiva care lucră împotriva ta. Deci toți fac ceva. Ce s-a întâmplat? Dimineața m-au lăsat acasă și au zis, du-te, mai cu geada foarte puțin. Am ajuns acasă, dar durerea era insuportabilă. Soția mea în venă, tot ce a știut, mi-a băgat degeaba. Mă durea foarte tare. Când s-a făcut seară, mi-am sunat prietenii de la grupul de rugăciune, printre care și fratele Mesarul Vasile, unul din păstori, un diacon, și am zis, haideți la mine acasă, că nu știu că mai trăiesc până dimineață, haideți să facem o rugăciune, că nu mai rezist, nu mai puteam. Nu mai puteam să mă concentrez, nici să vorbesc, așa mă durea. Au venit frații seara la noi acasă, s-au pus pe genunchi, am făcut o rugăciune și un frate are vedenii dintre ei și au zis, Radule, aici la tine pe perete, Evrei 13:5, asta l-am văzut scris aici pe perete. Puteți să-l afișați, dacă vreți, Evrei 13:5. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Când am auzit cuvintele astea? Repede mi-a venit la minte ce vorbeam cu soția. Și am zis, mulțumesc, am luat telefonul și am zis, un pic mă scuzați. Am luat telefonul și am sunat la directorul fabricii, era seara pe la ora 9, și am zis, ce ne-am înțeles noi doi, pică tot. Deci ce am discutat noi? Că o să fabricăm, că o să facem, că nu o să facem, pică tot ce am discutat noi doi. Dar domnul Radu, dar nu s-a întâmplat nimic, dar ce? Ce? Nimic, zic. Ce o să spun peste 2-3 zile, dar acum să știi sigur, nu produci nimic, o să-ți dau comanda normală și nici un 2% nimic. Mergem înainte cum am mers până acum. Ai înțeles? Am înțeles. În momentul când am închis telefonul, m-a lăsat durerea de la nas. Instant. Deci am văzut că încep să vorbesc și am putut să beau niște apă și acum, fiind cu atâția frați, erau vreo 8 la mine, am zis, haideți să vă fac acum o mărturisire așa mai detailată de cum v-am făcut aici în biserică. Am mai spus și alte lucruri. Am făcut-o. Știți că am simțit că nu mai înghit sânge? Știți că m-a lăsat durerea? Am putut să dorm liniștit. Dimineață, am zis către soția, hai să mergem, chiar dacă ea trebuia să intre în tură, s-a cerut de la serviciu, hai să mergem să scoată taponul. Zice, mă faci de rușine, iară mă duc, trebuie să stai 3 zile. De ce nu suporți că nu te mai doare? Nu, vreau să scot. Am ajuns, m-a văzut fratele mici, el s-o sperea că curge din nou și am zis, nu mai curge, vreau să-l scot, să-l scot, dar nu mai pot să ți-l mai pun odată. Dacă ți-l mai pun odată, nu o să reziști pentru că tu deja ai o rană deschisă acolo și nu mai poți să ți-l trag înapoi. Deci zic, scoate-l liniștit că nu mai curge. Zice, pe răspunderea ta îl scot. Soția au zis, asta e încăpățânat, nu înțelege, scoate-ți-l. Mi l-o scos. S-a uitat în gât și zice, da, nu mai curge. Când o zis așa, am leșinat din nou, dar acum de bucurie am leșinat, iar am picat jos. M-o trezit iară cu 2 palme. M-am ridicat și a zis, da, nu mai curge. Și am zis, da, fratele mie, ce-o să auzi mai încolo ce-o fost cu nasul ăsta. N-am timp să-ți povestesc, acum avea acolo pacienți. Dar zic, peste câteva zile o să auzi tu ce s-a întâmplat cu nasul ăsta. Să știi la ce ai intervenit tu. Bineînțeles că auzit. Am ajuns acasă. Soția s-a întors la servici, și-a cerut voie și a lăsat-o să se întoarcă la servici. Și-a rămas eu singur. Și știți cum facem noi. Dacă Dumnezeu îți dă o izbăvire, dar totuși pierzi ceva din pământul ăsta. Am început să mă plâng eu așa, în casă. Și am zis, Doamne, asta e, nu mă las să fac bani, îi las pe toți pocăiții, asta este, nu mă las, și am început să-mi plâng eu de milă, știi? Ați priceput. Deci, totuși vezi că am zis, măcar o dată să fi pus mâna pe, măcar un set de bani, să fie acolo un 6.000 de euro. Ce era? Ce pierdeai tu, Doamne? Am început eu să mă plâng așa, în casă. Dar știți că Dumnezeu are milă de noi, se îndură de noi și... Vine soția acasă, după câteva zile primește un telefon de la șefa ei și zice, tu, Lena, nu vrei să treci pe urgență?
Uite, ai școală, ai și școală, ai și facultate de asistente, poți să treci pe urgență de 3 ori salariul mai mare, 48 de zile de concediu. Repede, când am auzit de 3 ori salariul mai mare și mi-a făcut niște calcule pe cât vreau eu să iau pe la spate, ia soția mea acum pe cartea de muncă. Și am zis, nu-i Dumnezeu drept și sfânt. Avem noi o cântare și nu-mi place cântarea, să știți, nu știu, n-am auzit-o aici. Avem o cântare care se cântă și se tot repetă, Domnul-i bun, Domnul-i bun, ori și când. Asta e toată cântarea. Se repetă de câteva ori. Și am zis, mă, dar nu știu cine o compus-o. Bun, Domnul-i bun ori și când, ok. Dar e și sfânt, e și drept. Păi ar trebui cântate încă două strofe. Numai o strofă e cântarea asta. Se repetă refrenul ăsta de câteva ori. Domnul-i bun ori și când. Eu nu cred. E bun ori și când. Dar e și drept, ori și când, e și sfânt ori și când. Acum, că vrei tu, că nu vrei tu. Mi-am pus problema și am zis, să le omori? E foarte greu să știți. Firea pământească, orice își dorește, numai să nu o pui la punct. Orice. Și am zis, mare binecuvântare peste cei care și-au omorât mădularele astea. Deși v-am spus, am pierdut în viață și am zis eu, mă, mare pierdere, să pierd 6.000 de euro pe lună, din pix, din pix. Dar știți că Dumnezeu mi-a dat o binecuvântare că nu vă puteți dumneavoastră imagina. Nu vă puteți dumneavoastră imagina și gândi. Ce-a făcut Dumnezeu? Și am zis, dacă am rămânea lângă Dumnezeu și dacă am împlinit legile și poruncile Lui, să știți, ne-ar fi foarte ușor. Dar pentru că firea ne robește, să știți, de aici vin problemele. De aici apar problemele. De aici avem neînțelegeri. De aici ai nemulțumire și căutăm liniștea, să știți, totdeauna lume. Uitați-vă cât stați la televizor. Slavă Domnului că l-am scos. Ingrid știe, povesteam la copii cum l-am scos. Cu copii mici. Ei l-au scos până la urmă. M-a costat să-l scot. Că trebuie să mă ocup de ei altfel. Ba mai nouă le și plăteam bani ca să citească Biblia. Și m-a costat. Aveau ei bani mai mult să plătesc gazul și curentul, că ziceam, tati, îți dăm noi împrumut. Scrie pe caiet, am dat împrumut și când iei banii, ți-i dăm înapoi. Până acolo am ajuns. Să le plătesc numai să lase televizorul și să citească Biblia. Aveau aproape un salar pe lună de al meu, le aveau ei trei împărțiți. Și am zis, mă costă, pe alții nu-i costă, dar știți că îmi prinde bine acum. Știți că mă bucur acum că stau liniștit, că sunt biserică toți. Și mă rog pentru ei să știți, mă rog preventiv, pentru că văd ce vremuri vin și văd ce apar în biserici. Extraordinar, mă duc așa biserici peste tot și la țară și cu cât îți mai puțin, parcă e mai greu. Unde sunt mulți, oricum nu se știe, problemele sunt mari și mult mai mari. Dar zic și între noi puțin, să știți, că început să apară neînțelegeri. Și asta totul e de la firea mea și de la firea dumneavoastră care nu-i răstignită, care nu-i omorâtă. Vă mai dau așa un exemplu și să vedeți ce înseamnă să te gândești tot așa la lucrurile de sus, mai puțin, și la lucrurile de jos, extraordinar de mult și în biserică. Și să vezi cât de vulnerabili suntem. Tot cu firma asta unde lucrez, a fost în 2004 ce v-am spus, în 2008-2006, știți că era vânzările, nu întreba nimeni de disconturi și nimic absolut, numai să le dai marfa, nu conta cât costă. Era înainte de criză și îmi zice patronul, zice, Radu, dacă te ocupi, vine expoziția la Expo Transilvania, trebuie să participăm cu firma, să vezi ce produse, cum, ce culori, ce faci acolo, ce va fi, dacă va ieși super, îți plătesc un concediu ție și la soție și la copii. Vă dați seama, 2 săptămâni, chiar dacă ești la biserică, ești la fanfare, ești la repetiții, capul meu era cum să fac, ce să fac, să iasă super, să pun mâna și pe concediul ăla. 2 săptămâni. S-am început expoziția, a fost miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Când s-a făcut sâmbătă, au fost foarte mulți expozanți, vineau, nu mai aveam relocuri, pixuri, mergeau comenzile, se făceau comenzi deja peste luna viitoare, ce să vindem. Și îmi zice șeful, zice, du-te repede la mine acasă, mai adu niște pixuri, mai aduce abreloace, ceva, că gata, s-au terminat toate. Am luat mașina firmei, a mea, a firmei, m-am dus la el acasă, am luat ce am luat de luat, m-am întors. Când să intru în parcare, nu puteam să intru că era foarte aglomerată parcarea, chiar dacă noi aveam parcările rezervate în spate, care nu le vedeau ăștia care erau în față. Și am vrut să intru pe stradă, să intru pe parcare respectivă, s-a făcut coloană în mine, pentru că nu puteam intra, tot ieșau, s-a strâmtat parcarea, nu mai puteam să mergem 2 mașini pe lângă o altă, pe o bandă erau parcați și acolo.
Și cine era în spatele meu cu o mașină, au stat câteva minute, pentru că n-am putut, eu tot semnalizam dreapta, strada fiind îngustă, s-o dat jos din mașină și o dat cu pumnul geamul din spate și o zis, dacă nu știi să conduci, dă-te jos și lasă pe altul. Eu lucrez că stau cu semnalizarea pornită în mijlocul drumului și nu fac nimic. M-am dat jos, nu s-o spart geamul, m-am dat jos la el, m-am uitat la el și am zis, mă băiatule, hai să-ți arăt că și eu știu să dau o mașină ta. Și m-am dus la parbrizul lui și cu dosul palmei am tras una la un Golf 4 și s-o ovaliza parbrizul. Nu s-a mai văzut nimic prin el. O sărit doamna care era în față, a ieșit afară, s-a speriat că acum ce se întâmplă. Și m-am apropiat de el și am zis așa, cât trăiești tu să nu dai mașina nimănui, că nu știi cu ce pocăi te întâlnești. Când am zis așa, asta a fost prorocie. Eu n-am vrut să zic, n-am vrut să pomenesc cuvântul ăsta pocăit, dar așa l-am zis, așa mi-a venit. Deci cât trăiești tu să nu dai în mașina nimănui, că nu știi cu ce pocăi te întâlnești. Atunci repede m-am uitat dacă sunt ceva surori pe stradă, era surori, frat, să mă vadă cineva că ce am făcut la asta la mașină. Și am zis către el, ai înțeles? El a rămas mut lângă mașină. Eu m-am băgat în mașină, culmea. Asta a fost ispita, s-o și eliberat parcarea, puteam să intru liniștit. Am intrat, am pus mașina, el a venit după mine. Eu am zis, băiatule, dacă vrei să-i faci ceva la mașina asta, poți să-i faci și foc dacă vrei să-i dai, că are casco, numai bine că îmi ia șeful altă mașină. Și am plecat de lângă el și m-am dus. El a rămas acolo, a chemat miliția, a venit poliția după vremea aceea și m-a chemat, am auzit în stație, domnul de la mașina cu tare, vă rog să vină. Am luat pe patronul cu mine și pe un coleg. Ne-am dus în parcare și zice milițianul, zice, domnule, și am înțeles, băiatul recunoscut, vă lovi mașina, nu s-a întâmplat nimic. Dar dumneavoastră i-ați dat una mai tare și a lui s-o spart. Faceți cumva, înțelegeți-vă, băiatul n-are casco, băiatul recunoaște. Și zice patronul, tu l-ai spart? Zic da. Patronul meu nu a crezut și nu crede până ziua de astăzi că eu l-am spart. Pentru că mă cunoaște de 23-24 de ani. Ce, nu cred că tu l-ai spart, eu l-am spart. Ce, mă, băiatule, cât costă parbrizul ăsta? 400 de lei, poftim banii. Și să ții minte și tu să nu dai mașina nimănui niciodată, zis patronul meu. Am ajuns înăuntru și până ziua de astăzi, nici contabila care e pocăită, nici directoarea la fel, nici colegii mei nu cred că eu l-am spart. Vedeți ce poate să facă diavolul? Din cel mai cuminte și pocăit, să zic, frate, care stă în biserică, nu comentează, nu zice nimic, vine la program. Uitați ce poate face diavolul dacă tu te gândești la lucrurile de jos. Deci așa suntem de vulnerabili, încât orice ispită vine, să știți, nu știi să o rezolvi. Nu ai în tine puterea de decizie. Și am zis, Doamne, cât ne spui și cât ne înveți, și de multe ori să știți dacă capul nostru nu e aici, că Dumnezeu, prin iată, lucrează la bite. După aia când coboară la inimă, e super, e ok. Dar se întâmplă când, zicem psalmul 14, nebunul zice, în inima lui nu este Dumnezeu. Deci în mintea lui este Dumnezeu. Ăla poate fi aici în biserică, el crede în Dumnezeu, vorbiți pe stradă cu oricine, cred în Dumnezeu. Dar când e vorba de inimă, de trăire, acolo câți mai sunt? Sunt foarte puțini. Și acum să ajut copiii să nu vă fie frică sau să nu vă fie rușine de Dumnezeu la școală niciodată. Să vă dau un alt exemplu din viața mea, ce înseamnă să-ți fie rușine sau să te gândești că te poți tu bizui pe tine și puterea ta și mintea ta fără Dumnezeu. Acum aș putea să zic nașterea din nou, 100% s-a produs atunci. În 85 mi-au venit actele pentru recrutare, frații știți, pentru armată, se făcea armată, mi-au ajuns acasă, le-am citit. Acum așteptam să ne chemere la comisariat pentru analize. Mi-a venit rândul, m-am dus la comisariat. Totul perfect. Au zis ei către mine, te dezbracă complet, frații știu. Ce-i cu biopsia asta din șold? Am zis, nu-i biopsie, e operație. Am venit cu Sania din Hoia, de la noi de la pădure. Am ajuns jos la linia ferată, am spart un lac și m-am tăiat la șold. Nu le-am spus că, de fapt, a fost o analiză prin care s-a făcut la mine, eu am avut cancer în sânge, leucemie în sânge și așa s-au întors părinții mei la Domnul, datorită vindecării mele. Așa au ajuns să se mute în curtea bisericii. Și eu le-am zis, e o operație, m-am tăiat, nici vorbă, ce îmi spuneți dumneavoastră. Deci, în actele tale de la școală scrie scutit de educație fizică.
Și am zis, da, pentru că mama e asistentă medicală la spitalul de boli contagioase, mi-a dat scutire în fiecare lună, dar mă joc fotbal cu prietenii, atunci eu făceam lecțiile, de fapt, la educație fizică, nu le făceam acasă, le făceam la ora de sport, eu mi le făceam lecțiile, că n-aveam voie să fac sport. Și le-am spus lor, ce vedeți noi asta acolo, e zero. Au zis, bun, dar vrei să ajungi la parașutiști, că eu așa mi-am depus cerere, că vreau să ajung la parașutiști. Și a zis, pentru asta, ce zici tu, ce nu zici, trebuie să mergi în București să-ți facă niște analize centru militar din București. Și am zis, ok, zice, trebuie să-ți plătești tu drumul, ok. M-am întors acasă, i-am zis la tata, uite, mă trimit ăștia, eu da bani, m-am dus. Am ajuns în București, mi-am făcut analizele, am stat de azi pe mâine, totul a ieșit perfect, perfect. Nici vorbă de boală, de altceva, de alte urme. Am ajuns înapoi, le-am adus dosarul, analizele, au zis, ok, acum trebuie să mai completez un chestionar. Mi-a dat chestionarul și am început să-l completez și când am ajuns, frații știu, religia ta personală, ortodox. Eram botezat. Am scris ortodox. Și am zis așa în mintea mea, Doamne, Tu știi ce scriu eu, e una, dar ce am eu în inimă e alta. Acum ăștia nu știu ce înseamnă penticostal. Dacă le spun așa ceva, cred că eu nu pun mâna pe armă, nu mă apăr țara. Și am scris ortodox, religia părinților, ortodox, mama, tata, tot ce am întâlnit eu, toate neamurile, tot ortodox. Au citit, au văzut și au zis, ok, așteaptă răspuns acasă. Mi-a venit răspuns acasă, în data de 6 ianuarie, botem titul, parașutiști, vă dați seama ce m-a bucurat. Tata m-a întrebat când am ajuns acasă, cum a fost? Zic, super, tati. Și ai ajuns tu? 100% ajung. Dar ce, n-ai probleme cu credința noastră? Zic, dar ce crezi că-s prost? I-am zis la tata. Dar cum așa? Deci, pe zic, când am primit foaia respectivă, am scris ortodox și la tine, și la mama, și la mine, la toată lumea. Pentru că te-am auzit pe tine în biserică când ai predicat și ai spus că ortodox înseamnă drept creștin. Și zic, tati, tu mă cunoști, tu mă știi, l-am prins așa de după cap să-l liniștesc. Tu mă știi, tu știi ce băiat cu minte eu. Dumnezeu mă cunoaște. Ce am scris eu e pentru ei, dar n-are nicio valoare. Știți ce o stata? Exact ce a făcut Petru, ai făcut și tu. Zice, tu te joci cu Dumnezeu, zis tata. Și am zis, iar l-am îngheiat pe tata. Era luat așa, tată, stai liniștit că totul o să fie ok. Am ajuns botent titul. 4 luni m-a gândit Dumnezeu și am început să gust din tot ce e în lume. Vineau pachetele de acasă la colegii mei. Vinea un vin și îl dădea cu sticla din mână în mână seara să nu ne prindă nimeni și când ajungea în dreptul meu, eu am sărit prima dată și am dat sticla mai departe. Și eu zis, dar numai nu ești pocăit, de ce nu bei? Păi zic, n-am băut niciodată, dar numai nu ești pocăit. Nu-s pocăit. Păi atunci gustă și tu, ești bărbat, ai ajuns în armată, să vezi și tu ce înseamnă să bei un vin bun. Am gustat vinul. Mergeam la instrucție, ne dădea pauză de o țigară, o țigară mergea în 30 de mâini. La capăt se termina țigara, 30 de fumuri. Când au ajuns în dreptul meu, comandantul era în fața noastră, eu am dat țigara mai departe și au zis ei, dar ei ce nu fumez? Păi n-am fumat niciodată, păi trebuie să fumez. Ești bărbat, acum trebuie să te înveți să și fumezi? Și am zis, dar nu-mi place. Dar ce, numai nu ești pocăit? Zic, nu-s pocăit. Atunci am luat țigara, pentru că dădeam de bănuit. Am luat țigara și am tras. M-am mânecat de 2 ori, dar după aia să știți că m-am obișnuit cu ea. La instrucție. Un fum, atâta trebuie, un fum pe zi, nu mai mult. Dar eu mă împăcam și am, Doamne, Tu știi, de băut n-am băut să mă îmbăt, am gustat. O țigară n-am fumat. Poate în alea 4 luni să fie, poate, hai să zicem, 2 țigări total. Și eu mă mângâiam cu lucrul ăsta. Tu știi, tu vezi inima mea, tu cunoști, dacă ăștia nu pot să... Ce să le spun eu la ăștia? Dumnezeu m-a îngăduit 4 luni. Au început parașutările. Am sărit odată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Al 5-lea salt... E ultimul care e parașutarea automată, după care se face comandată de tine 100%, dar totuși dacă nu o deschizi după 22 de secunde, se deschide oricum automat. Ce s-a întâmplat? Am sărit de 4 ori, parașuta se deschide, da, trebuie să numeri tu, bineînțeles, până la 20 de secunde și zici 101, 102, 103, nu poți să zici 1, 2, 3, 4, 5, că atunci o deschizi la 5 secunde. De frica și de temerea care o ai că intri în pământ, numeri altfel. Dar trebuie să zicem 101 în mintea noastră. Am sărit de 4 ori, totul a fost ok. Când a fost a 5-a oară, am urcat ultimul în avion și acum a treia să ies primul. S-a schimbat și comandantul de zbor și dacă regula îi se aprinde un bec galben, te ridici în picioare, se aprinde cel verde, deschizi ușa la avion, îți pui cordul, cordul fiind un cablu ca la frâna de bicicletă, care în momentul când am ieșit din avion, decuplează acest aparat CAP3,
care dacă eu nu deschid parașuta, el numără, dacă eu nu deschid parașuta la 20 ceva de secunde, eu deschid el la 30-100%. Și ce s-a întâmplat? Eram obișnuit, becul verde, te ridici, când sună sirena, deja părăseam unul după altul avionul. Dar primul comandant ne lovea pe umăr pe fiecare. Ai o cască pe cap, nu se aude zgomot așa cum se aude când deschizi ușa la avion. Și ne bătea pe fiecare pe umăr. Și așa părăseam avionul. Când a venit al cincelea cu alt comandant, tot în regulă, dar nu m-a bătut pe mine pe umăr. Eu așteptam bătaia pe umăr să ies. El a văzut că ezit, eram obișnuit cu bătaia aia. De 4 ori m-a lovit pe umăr să ies afară și acum nu primeam bătaia. Și atunci am ezitat. El a văzut că ezit, o zi, mă, oricum de 4 ori o sărit, n-are ce să întâmple. M-am împins. M-am împins ca să nu încurc pe colegi, pentru că dacă mai merge câteva secunde, mergi la kilometri, ai devenit pe jos după aia. M-am împins și m-am dus cu capul în jos. Nu era o problemă că mergi cu capul în jos, dar pentru că parașutarea încă era automată, se deschidea la 30 de secunde, nu mi-am revenit, am încercat toate posibilitățile să-mi revin să vin pe verticală, să vin în picioare, ca să pot să-mi deschid parașuta, dar eram cu capul în jos. În momentul când s-a deschis la cele 30 de secunde, mi-am călcit picioarele, pentru că eram cu capul în jos și parașuta în sus, mi-am călcit picioarele cele 3-6 de suspante de la parașută, sfori, s-au încălcit în jurul picioarelor. Și acum eram legat de picioare, cu parașuta întredeschisă și să vii cu capul în jos. Cu 7-8 metri pe secundă să pici pe pista de avioane, Boten, Titu, știți, la Târgoviște, unde a fugit și Ceaușescu, să vii cu capul în jos. Știți, acum ne putem ruga și avem liniște și pace, dar știți că când vin problemele astea, știți cum te rogi? N-am mai putut să zic în cuvinte, n-aveam cum să zic, Doamne Iisuse, ai milă de mine, n-aveai cum, erai în pământ. În mintea mea am zis atât, dacă mă scap de aici, toată unitatea va ști că-s pocăit. Ați priceput, fără să zic cu gura, că n-aveam timp, numai în minte m-am gândit, dacă mă scap de aici acum, toată unitatea va ști că-s pocăit. În momentul când am zis cuvint, în mintea mea, gândul ăsta, am văzut că mâna mea face ceva singură. Deci mâna mea ca și cum ar fi paralizată, dar lucrează ceva singură. Eu spectator la ce face mâna asta. Știți ce a făcut? Aveam o parașută de siguranță în față și pe ea este un cuțit drip, îi zice, care taie pe ambele părți, dar fără vârf. Ăla e pentru când ajungi jos, în caz că trebuie să stai parașuta, în caz că trebuie să te descurci, să n-aibă vârf, ca să nu ți-l bagi în burtă din greșeală, dar poți să te bărbirești cu el. E un cuțit cu care te poți salva de multe lucruri. Și am văzut că mâna mea a luat acest cuțit și o tăiat, m-am întins la picioare, vă dați seama, trebuie să mă întind, eram cu capul în jos, să revin la picioare și am tăiat cele 36 de suspante dintr-o mișcare. S-a dus parașuta de tot, mi-am revenit în picioare și aveam parașuta de siguranță, trebuia să o deschid la 400 de metri, am deschis-o la 200. Și am ajuns sus în picioare fără să mă lovesc deloc, nici să mă zgâriu deloc. Toți comandanții mei au văzut cu binoclu cum vin, cu picioarele legate, după aia dispare parașuta, s-au și pus capul în pământ și au zis, gata, asta mori. Nu se mai uitau în sus, îmi spuneau colegii ăștia, au zis, gata, e mort, 100% va muri. Când nici n-am apucat să-mi dau jos chingile, să-mi dau parașuta de pe mine, au apărut salvarea, pompierii, comandantul, toți cu cele 3 mașini. A venit comandantul și a zis, soldat, ce s-a întâmplat? Raportează ce s-a întâmplat. Și am zis, permiteți-mi să raportez, Dumnezeu m-a scăpat. Când am zis Dumnezeu m-a scăpat, o băgați-l în salvare, duceți-l la infirmire, că e sub șoc, trebuie să fie mort. Ăsta și-a văzut moartea în față. Nu are ce să vă spună ăsta acum. Duceți-l, că vreau să iau un interviu. Cum am rezolvat și ce s-a întâmplat? Eu atât am zis, Dumnezeu m-a scăpat. M-au băgat în salvare, m-au dus în infirmerie. Am dus în infirmerie, mi-au dat fenobarbital, eu nu știu ce ăla. 3 pastile mici mi-au dat, trebuia să-mi dea una. Sanitarul, așa au știut că 3. Mi-a dat 3, astea se dau la cei care au probleme cu nervii. Le-am băut, mi-a durut foarte puțin, a durat și am adormit și m-am trezit, deci la ora 1 la miaz și m-am trezit la ora 3 în infirmerie. Până la ora 3 nu știu cum am dormit și unde am dormit. La ora 3 când m-am trezit și am văzut unde îs, m-am speriat și am ce caut aici. Am vrut să ies afară din clădire și santinelul au zis, stai, ce faci? Păi zic, ce caute? Păi tu nu știi ce? Nu știu ce caut. Deci medicamentele mi-au șters complet. Și ce nu știi, ai avut un incident, ai scăpat. Acum dimineață, era ora 3 dimineață. Și acum dimineață, la ora 7, vin cadrele militare de la Caracal, de la Buzău, de la Câmpia Turzii, din București, de peste tot, să vină să explici cum ai rezolvat incidentul ăsta. Și tu trebuie să fii odihnit și trebuie să fii capabil să spui tot ce s-a întâmplat. Și atunci m-am trezit și atunci mi-am adus aminte de tot ce s-a întâmplat. Atunci mi-a venit mintea la loc și am zis mulțumesc, ok, stai liniștit, nu mă duc nicăieri. Lasă-mă numai să
Mă învârt un pic așa pe lângă infirmeria asta, era cât biserica, și nu fac nimic, mă trag niște aer. Și o să ai grijă să nu depășești perimetru, că e altă santinelă care, dacă nu știi parola, te pușcă. Știam lucrul ăsta. Bineînțeles, atunci mi-am adus aminte de toate fără de legile mele, să știți. M-am învârtit până la ora 6 după clădirea asta și am plâns. Am zis, Doamne, te rog frumos, iartă-mă, cât trăiesc eu, nu să mai zic că nu te cunosc, cât trăiesc eu. Să zic eu că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu există. Nu cred. Am zis eu și de mă tai în bucăți. Așa am făcut eu jurăința înaintea Domnului. Cât voi trăi eu, nu mai fac, nu să mai fac treaba asta. 3 ore am făcut și am mărturisit păcatul ăsta. Tot același lucru l-am zis înaintea Domnului. Că am fost, așa am vrut să mă ierte și să fiu sigur că mă iartă. S-a făcut dimineață, m-au scos în careu. Erau 300 de colegi de-ai mei cu încă vreo 200 de cadre militare din toată țara. Și au zis, te rog să explici incidentul, cum s-a întâmplat și cum l-a rezolvat. M-am ridicat la tribună și zis, cum era, dragi tovarăși, dragi colegi, permiteți-mi să raportez, Dumnezeu m-a scăpat. Eu sunt credincios, am ajuns în mijlocul dumneavoastră că mi-am dorit foarte mult. Dar eu nici nu știu ce am făcut. Eu m-am rugat în iertarea lui Dumnezeu și am zis, dacă mă scap de aici, toată unitatea va ști că-s pocăit. Că n-au auzit ăștia, comandanții care erau lângă mine. Venit comandantul ăsta care era cu minte întreagă și era băiat deștept, m-a prins așa de după cap și o zis, lăsați-l că trebuia să fie mort, e sub șoc, ăsta nu știe altceva decât să vă spună numai de Dumnezeu că trebuia să fie mort. Și o zis, acum haideți să vă explic eu cum o rezolva băiatul ăsta incidentul. Datorită instrucției, datorită cadrelor, și-o luat pe Chira Vasile, pe Iepure, pe Moldovan, pe toți i-o luat în șir și o zis, datorită la ăștia, a ajuns băiatul ăsta să rezolve incidentul ăsta. Eu am avansat în grad pe toți, pe mine m-au făcut sergent, la 5 luni sergent. Trebuia să ai școală de gradați, frații, știu, eventual 6 luni de școală de gradați și după aia m-au făcut sergent. A fost o festivitate, o bucurie foarte mare. A venit seara, s-a dat stingerea, nimeni n-avea curaj să mă întrebe nimic, că-s pocăit, că nu-s pocăit, toți au rămas muți și colegii mei, toată lumea a rămas surprinsă. Ce face Dumnezeu? Au văzut ei cu ochii lor, aia nu au fost povești. N-aveau curaj să-mi pună întrebări să zică, bă, chiar există Dumnezeu sau nu există? Și au văzut ce s-a întâmplat. Toți au crezut că voi muri. La ora 10, mă cheamă SSC-ul și te cheamă ofițerul de servici. Atunci am auzit aminte și am zis, e clar. Mă duc ăștia de aici noaptea să nu mă vadă nimeni, mă duc la munci agricole, mină, știți, frații, la canal, era... N-aveai cum să... Piloșii mai ajungeau pe la infanterie sau altceva. Și am luat un bilet de hârtie și am zis așa către un coleg de-a meu, uite, îți dau biletul ăsta să-l trimiți acasă dacă vezi că nu mai vin. Și am scris atât, am putut să scriu, trebuia să în 3 minute trebuia să mă prezint jos. Tată, dacă nu ne mai vedem aici pe pământ, să știi că în ceruri ne vedem 100%. Adică eu am știut sigur că Dumnezeu m-a iertat. El știa fără de legea și păcatul meu, tata. Și am zis, dacă nu ne mai vedem aici, să știi că în 100% în cer ne vedem. I-am dat biletul la colegul și am zis, dacă vezi că nu mă întorc, să-l trimiți acasă mâine dimineață. Și a fost ok. M-am îmbrăcat, am ieșit repede, când am ajuns jos din comandament, la etajul 2 eram, cu dormitorul, am coborât jos la parter, a apărut Chira Vasile. Unul din, acum era major, atunci era capitan, și a zis, zice, mă, de ce nu recunoști tu că datorită mie, colegilor, ai reușit ce ai reușit? De ce ești așa de neserios, ticălos? Deci tu încă cu mintea ești bolnavă. Zic, ca să-ți vină mintea la cap și să-ți aduci aminte că datorită mie și la astea a rezolvat ce a rezolvat, te rog frumos, te apuci să speli scările de la parter până la etajul 2 cu perea de dinți și cu periuță, cu perea de dinți și cu paharul. Și am înțeles să trăiți, frații știu. Am înțeles să trăiți. M-am băgat, am luat apă, mi-am adus pastă, mi-am adus tot și el a stat lângă mine până a văzut că fac 2 scări. Am pus pastă, am pus apă, s-a făcut spumă, am mers pe următoarea și o spună până dimineață să le faci lună și bec. Ai înțeles? Am înțeles să trăiți. În momentul când a ieșit din comandament, l-am urmărit și am văzut că se duce pe alee, așa mulțumit Domnului și am zis, Doamne, dacă ăsta mă costă pe mine de păcatul ăsta, asta e problemă. Am lăsat vestonul jos, m-am dus, am luat lighean, am luat o pătură, am rupt-o, am luat săpun de haine, cum era atunci. Am spălat scările, odată le-am muiat așa cu apă, după aia am venit cu săpun, după aia le-am limpezit, după aia le-am dat și cu ceară de parchet. Așa bucurie am avut și am zis, dacă asta mă costă pe mine, exact ca și când ești de la mărturisire, știi? Când ești de la mărturisire și ți-ai mărturisit Domnului păcatul și știi că Domnul l-a luat. Căci cine își mărturisește păcatul și se lasă de el capătând durare, două lucruri.
Să-l spui și să te lași de el. Se întâmplă, m-au întrebat tinerii, dar frate Radu, da, ce păcate trebuie mărturisite fraților și ce păcate trebuie mărturisite Domnului? Am zis, mă, de păcatul de care nu te poți lăsa, mărturisește unui frate. Dacă nu te poți lăsa de el, dacă tot revine viața ta. Am spălat scările alea ca și o bucurie extraordinar. Când am terminat, am zis, mă, scările arătau acum ca și marmura, nu mai era mozaic cum era, era o marmură. Și luceau pe lângă, că le-am dat cu ceară de parchet, le-am dat și lustru. Am zis, hai să spăl și balustrada. Așa bucurie și liniște ai când te eliberează Dumnezeu și te iartă. Naștere din nou, asta a fost naștere din nou, 100%. Am spălat și balustrada până sus la etaj. Când am ajuns la etaj și am zis că am gătat balustrada, rata surfă, ce-ar fi să șterg și geamurile? Știi, Dumnezeu îți dă așa o bucurie și o... încât faci orice. Și am zis, oricum am spălat geamuri la biserică mult timp, de copil. Ziar, ziarul scânteie, adevărul, un pic de săpun dacă era, și atât, nu ca și acum. Aveam experiență în asta și am început să spăr până la etajul 2. Când am ajuns la etajul 2, un geam nu se deschidea. Eu am ieșit afară, pe alt geam, și m-am dus pe perete și am zis, nu mă las până nu spăl și pe ăsta. Și dacă pic jos, nu-i bai. Vreau să-l spăl și pe ăsta. A apărut comandantul, era ora 3 dimineață, 4. Și când m-a văzut călare pe clădire, vă dați seama, pe geam, afară, striga, mă, ce faci acolo? Cine te-a pus, te urci acolo? Dă-te jos! Am înțeles să trăiesc liniștit, am intrat înapoi, l-am așteptat în poziție de dez la etajul 2. S-a uitat așa la scări, s-a uitat peste tot și s-a zis, ce ai făcut? Zic, ce mi-ați ordonat? Zic, n-am putut să las scările până am spălat și balustrada, am să spăl și geam, să arate frumos. Mă, tot nebun ai rămas. Bine, zice Biblia, mai bine nebunia asta a lui Dumnezeu, știți că e mai înțeleaptă decât a oamenilor? Amin. Știți că e mai înțeleaptă? Amin. El mi-a zis, tot nebun ai rămas, încă nu ți-ai revenit. Și am zis, aveți dreptate să trăiți. Ce du-te repede, culcă-te că imediat trebuie să te trezești la ora 6 și trebuie să fii perfect, pentru că avem de lucru. Și am înțeles să trăiți. Așa răspundeau. Eu acum răspund că frații știu foarte bine. Nu puteai să zici nimic fără să spui lucrul ăsta. Am luat ligheanul, l-am dus, l-am golit tot în regulă. Când am văzut că coboară, se îndepărtează, l-am urmărit pe geam, m-am întors înapoi. Și am zis, tot nu mă las până nu spăl ăla. Știți, asta face Dumnezeu cu noi când te eliberează și când se produce nașterea din nou. Nu mai trebuie să zică frații, veniți să ne ajutați să facem ceva la biserică. Veniți, trebuie să facem asta. Nu mai există pentru ăștia, nu mai există oprire. Ăștia fac orice. M-am suit pe geam, înapoi afară și l-am terminat de spălat. Bineînțeles că nu m-am mai culcat, nu aveam ce să mă mai culc. Dar am tot așa meditat și am zis, Doamne, cât de bun ești Tu cu mine? Ce m-a costat pe mine să spăl ăstea? Și Tu m-ai salvat de la moarte pentru niște lucruri de nimic, pentru absolut nimic. Ce s-a întâmplat? N-am mai trimis biletul la tata, i-am scris eu la tata tot ce v-am spus dumneavoastră, dar mai detaliat. Și tatăl meu a citit biletul în biserică, la o predică, a citit tot ce am făcut eu, tot. Abia am așteptat frații acasă să mă vadă la față. Au trecut câteva zile, toată lumea era speriat și se fereau de mine un pic colegii să mă pună la punct, nu mai aveau cum să-mi spună mie fa asta și asta, că eram sergent. Dar s-a întâmplat ceva. După 10 zile a intrat capitanul, de fapt era acum colonel, ofițer de servici, Iepure Vasile. Se face ora 10, stingerea și mă cheamă Santinela. Ce sergent, du-te la cameră, că te așteaptă Iepure Vasile. Cine? Iepure nu se poate. Comandantul mare să ne cheme pe noi, îl vedeam la 23 august, la 1 mai, să mă cheme pe mine noaptea. Iar eram așa șocat, ceva nu-i în regulă. Am rugat colegii să-mi dea unul cămaș, trebuia să arăt impecabil. M-am îmbrăcat, am ieșit repede, am ajuns în fața lui la ușe, la batalion dincolo, am bătut la ușe, intră. El era pe scaun, deschia la cămașă și o să intră. Ne-am stat în ușă, am zis, ăsta oribiat. Ori nu gândești, n-am mai voie să facă lucruri. Trebuia să ridice în picioare, trebuia să fie încheiat la cămașă, să vină în fața mea să ne salutăm și după aia intram înăuntru. El a văzut că ezit, s-a ridicat de pe scaun, a venit, m-a băgat așa cu mâna înăuntru, a închis ușa pe dinăuntru, cu cheia, când a închis-o mai tare m-a speriat și a zis, mă, ăștia aveau pistol să se apere pentru că dețineau secrete de stat, unele cadre militare și zic, de ce închide ușa pe dinăuntru? Ce bea o cafea. Eu nimic n-am zis. Nu i-am răspuns la nicio întrebare. Că am zis că ăsta nu e normal. S-a pus el pe scaun înapoi și a zis, mă băiatule, hai să spun ceva. Mama mea e credincioasă. Mama mea e pocăită. Când i-am zis la mama mea ce s-a întâmplat cu tine în unitatea mea, o zis, vezi? Să vezi că există Dumnezeu. Dacă băiatul ăsta murea, tu nu mai erai comandantul unității?
Și Dumnezeu ți-o dat și o lecție, i-a zis mama lui. Când am auzit, m-am desfăcut, mi-am luat vestonul, l-am pus în cuier. Așa m-am degajat, așa am zis, puteți să-mi faceți și o cafea? Zic, haideți să vă spun eu acum ceva. Ce ați auzit dumneavoastră și ce ați văzut e fix zero. Vă povestesc eu viața familiei mele, de cum s-a întors tatăl meu la credință. M-am desfăcut la curea și am arătat biopsia din șol și am zis, știți ce e asta? Știți ce a fost asta? Cancer în sânge. Aici s-a făcut o analiză, leucemie în sânge. De la ora 10 până la ora 4 eu am predicat la asta, asta plângea. Îi spuneam numai tot ce a lucrat Dumnezeu în casa noastră. Și a zis așa, și eu mă voi pocăi. Era mama botezată la fratele Emil Burger în biserică, dar nu se știa. S-a făcut în ascuns botezul pentru că erau foarte urmăriți. Și a zis așa, și eu mă pocăiesc numai să scap de aici. Dar momentan nu pot, dar eu cred în Dumnezeu. Și tu zice, mă vezi că eu nu fumez, nu beau, nu înjur, mă comport frumos cu toată lumea. Și ce asta le-am de la mama, îmi zice el. Dar zice, voi toți în biserică nu stați degeaba. Și copii, și tineri. Tu ce faci în biserică? Zic, când în fanfară de la 10 ani? Când în fanfară? Extraordinar. Zice, uite, n-avem gornist. Ce-ar fi să începem să facem cu gornă un exercițiu? Și am zis, cu mare drag, știu toate semnalele. Le învățam de la prietenii mei din fanfară care veneau din armată. Zice, hai să dăm o deșteptare, pentru că ăștia n-aveau de două cicluri, n-aveau gornist. Hai să zic, ce se întâmplă? Ce știu? Că ăștia nu știau cum se face deșteptarea decât se striga prin camere deșteptarea. Dar acum hai să sunăm cu gornă. Am ieșit cu el în cămașă amândoi afară, la ora 4 dimineață, și am zis către el, tovarășe comandant, nu mă lăsa să mă urc pe clădire sus. Era cu 4 etaje batalionul respectiv. Zice, dar pe unde te urci? Pe scara de incendiu. Zic, așa vreau să cânt, să se aude până în Titu, la 30 de kilometri, să se audă tot, așa bucurie am avut. Ce mă copile, urcă-te, dai grijă cum te urci. M-am urcat la etajul 4, m-am pus așa pe margine, pe balustradă, așa am cântat cu trompeta aia, încât, nu știu cât s-o trezit, dar colegii mei s-o trezit 100%, au ajuns jos, cum au ajuns, dezastru, pentru că era o alarmă 100% originală. Când i-au văzut comandantul cum erau nici cum, au zis, mai aveți 2 ore și o să vă treziți, sper că îmbrăcați cum trebuie și ăsta va fi semnalul. Toți au zis, dar unde e gornistul, ce? Zice, nu vă interesează pe voi, vă duceți înapoi peste 2 ore, mai auziți toată gorna, dar să veniți cum trebuie, nu cum ați venit acum, ba cu păpuci, altuia, ba, era dezastru. Pentru că a fost o alarmă 100%. S-au dus colegii, m-am coborât de pe clădire și am vrut să dau mâna cu el și zice, stai, nu pleca. Te duci și ziei valiza și vii la camera 12, la noi în batalion, la etajul 2 și de acum încolo tu ești la dispozițiile comandanților, vei fi gornistul unității. Tu nu mai faci cu ăștia instrucție pentru că tu ești foarte deștept și pe tine Dumnezeu te ajută, zice el. Și am stăvat și comandant, eu vreau să mai sar. Aveam numai 7-8 salturi, zice. Eu vreau să mai sar ca să îmi place. Zice, vei sări mai mult decât ăștia, pentru că tu trebuie să mai faci instrucții. Tu sar și cu noi, cu comandanții. Și am făcut 24 de salturi am avut și am ieșit sub locotenent în rezervă, am ieșit eu. Și am zis, cât e de bun Dumnezeu, cât e de mare Dumnezeu. Dacă noi ne-am face partea, știți cât ar face Dumnezeu pentru noi? Nu vă puteți imagina. Nu vă puteți imagina. Ce s-a întâmplat? A venit Revoluția, 88, eram acasă. 90, eram acasă. Și am auzit că acest comandant a sărit, 89, a sărit cu parașuta, cu câțiva colegi pe televiziunea română și a fost pușcat. Nu știu s-a întors la Dumnezeu sau nu s-a întors la Dumnezeu, îl găsiți la eroii Revoluției, Iepure Vasile. Și am zis, nu știu dacă i-a mai dat Dumnezeu la asta timp. Nu știu, s-a întors, nu s-a întors. Și am ajuns acasă. El a rămas acolo. Dar am zis, să știți, noi zicem că și zice foarte clar Dumnezeu, astăzi dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu, astăzi, să știți că Dumnezeu există, poate sunt prieteni aici. Tatăl meu a fost un om dezastru în societate și știți, a intrat pentru prima dată în biserică datorită unei rugăciuni a unei surori care era vis-a-vis, vă zic scurt că deja se termină. A intrat în biserică pentru prima dată și dacă miliția, închisoarea, școala, părinții nu n-o pot să le duce, știți ce a făcut Dumnezeu la o simplă rugăciune? A intrat în biserică și era un frate la ora de rugăciune, fratele Eugen Mocanu, și a zis așa, să ne rugăm să se coboare Duhul Sfânt ca în ziua de Rusale. Era sărbătoarea Rusalilor. Atunci a ajuns tatăl meu pentru prima dată în biserică. Tatăl meu când a zis cuvintele astea, că vine Duhul Sfânt aici. Știți ce a zis în mintea lui? Trebuie să ies repede afară, că dacă vine Duhul Sfânt pe mine mă omoară cât ziua de păcătos.
Nu mai apucat să iasă, erau băncile vechi, s-au pus frații pe genunchi, nu mai putut să iasă dintre ei, s-au pus și el pe genunchi. Știți care a fost rugăciunea? Doamne, nu mă omorâ, Doamne, nu mă omorâ, Doamne, nu mă omorâ. Toată rugăciunea a ținut așa. Știa sigur că dacă vine Duhul Sfânt, el trebuie să moară. S-au ridicat frații, s-au pus pe bănci, au început o cântare. Tatăl meu a rămas tot pe genunchi și a zis, dacă nu vine la rugăciune, precis vine la cântare. Și a rămas în genunchi și se ruga, Doamne, nu mă omorâ, Doamne, nu mă omorâ, Doamne, nu mă omorâ. S-a terminat și cântarea. Fratele Eugeniu a dat un alt îndemn, tatăl meu s-a ridicat liniștit, s-a pus pe scaun, a stat până la sfârșitul programului. Când s-a terminat programul, tatăl meu a alergat acasă, deci nu a mai venit cum trebuie, a alergat acasă. Și a intrat în casă și a zis la mama pentru prima dată, dă să aruncăm toată băutura care avem în casă. Mama a rămas șocată și a zis, cum să arunc băutura? Hai să o vindem la jumătate de preț. Cum să o arunc? Că aici sunt toate salariile. Noi nu aveam bani să le plătim la bloc curentul și cheltuielile și gazul, că erau toate în băutură. Și au zis, măcar să ne luăm și să ne plătim de datorii. Și au stat așa, cât trăiesc eu, nici nu mai beau, nici nu mai dau de băut la nimeni. Mama a rămas mai șocată, a ieșit din casă și a intrat la doamna Rodica Ghelan, care era față în față cu noi la bloc, și a zis, tu, Rodica, nu știu ce să-mi plac cu Victor, a venit de la pocăiți și vrea să arunce toată băutura din casă. Și a zis, doamna asta, zice, tu, nu știu ce vrăji au făcut pocăiți acolo. Nu știm ce a făcut cu el acolo. Știa că mama, în fiecare duminică, era la catedrală, plătea slujbe pentru tata și zicea la preot, te rog, fă o rugăciune pentru Victor, tot orașul știa pe tatăl meu. Fă o rugăciune pentru Victor, numai să se lase de băutură. Cât mă costă? Știa preotul, 10 lei, 15 lei, 25 lei, cum era pe vremea aceea. Dacă tata se apuca de băut marți, miercuri sau joi, mergea la catedrală băut, dar el, când era băut, era mai treaz decât normal. Intra în catedrală și cea la preotul, a fost Ana Duminică la biserică, a fost, dăm banii care ți-o dat, că eu acum ați beat. Și mama plătea duminică de duminică, tatăl recupera banii 2 ani de zile și bea și pe ea. Normal că a fost un șoc. A fost un șoc pentru mama și pentru vecina. Cum? Vine de la pocăiți? Vine de la pocăiți și aruncă toată băutura. Nu se poate. Ceva nu e în regulă cu ăștia aici. Știți ce s-a întâmplat? A văzut tata că nu mai vine mama de la doamna Rodica. Și s-au apucat singur. Și-o la sticlă cu sticlă, golit la chiuvetă, au dus la container, golit la chiuvetă, tot golit și paisul. Erau 10 de litri. După ce a terminat, a luat televizorul, l-a aruncat și pe ăla. Când l-a aruncat televizorul, s-a făcut o explozie, cum erau tuburile cinescopice de pe vremea aceea. Tot blocul a ieșit la geam să vadă ce face ăsta, cum a explodat la gunoi. Vă dați seama, să-l vedea pe tatăl meu că duce băutură, duce tot, face curat în casă, ăsta a nebunit de tot. Știți că nimeni nu a crezut că tatăl meu e normal? Toți au zis, o nebunit aici la pocăiți. Eu la Dumnezeu mintea și mama a zis, nu mă duc să nu-mi ia Dumnezeu mintea. Așa a zis mama, nu mă duc aici, că-mi ia Dumnezeu mintea dacă viu aici. Adică tu te rogi pentru el să se lase de băutură, să lase fără bani și fără plată și tu să zici după aia că e nebun. Vedeți ce, cum lucrează Dumnezeu, cum lucrează diavolul, cât e de șmecher diavolul. Și ce simplu lucrează Dumnezeu, dacă are cu cine să lucreze. Un om care și-a văzut starea în momentul când a intrat în biserică, a zis, dacă tu vii aici, eu cât îți de păcătos, trebuie să mor. Știți cât ar face Dumnezeu dacă noi le-am mărturisit și am scoate din noi ce trebuie scos afară? Știți că tatăl meu a început să meargă la biserică regulat și mama a zis, nu mă duc să nu ia Dumnezeu mintea. Nu, spuneți-mi mie. Adică tu te rogi pentru asta, tu plătești pentru asta și când se întâmplă zici, nu-i normal, nu-i ok. Dar Dumnezeu așa a făcut încât să primeze o boală după un an și ceva, la 7 ani, leucemie în sânge, cancer în sânge în ultima fază. Mama, asistentă medicală la boli contagioase, știa ce mi-așteaptă, știa tot. Doctorii i-au spus colegii, i-au zis, Ana, n-are rost să mai schimbăm sângele tot la 2 zile, după aia au venit la o zi. Când i-am schimbat, în fiecare zi nu mai are rost, oricum nu va mai trăi. Tu vezi că e piele și os, 14 kg aveam la 7 ani, 14 kg. Piele și os. N-are cum să mai trăiască. Te lăsăm acasă în concediu medical, s-au pregătit de mormântare. Tot era, numai sicriu mai trebuia cumpărat. Haine negre, se știa unde va fi groapa, se vorbise peste tot. Numai mai trebuia cumpărat sicriu. Am ajuns acasă în comă, bineînțeles că dacă nu mi-au schimbat sângele, și vă zic pe scurt, tatăl meu a zis către mama, hai odată la biserică, hai să vezi ce e acolo. Mama nu a vrut să vină, că nu vine să ne ia Dumnezeu mintea. Dar când au ajuns la încercarea asta, au zis, ia-mi mintea ei, mă duc să nu îl am pe conștiință, oricum moare, hai să mă duc și la pocăiți. Dacă n-am fost, hai să vin odată și acolo. Intra cu tatăl meu pentru prima dată, tatăl meu a scris un bilet în care a scris așa, vă rog să ne ajutați în rugăciune pentru băiat cu numele Radu, care la 7 ani are cancer în sânge. E acasă, în comă, în ultima fază. Fratele Crișan, care mai trăiește, unul din păstorii bisericii seniori ai noștri, o citi biletul și a zis, există așa ceva? Cine-i cu cauza asta? Așa era de mare dragostea între frați.
Deci așa era de mare drag. Cum să fie așa ceva să nu știm noi? Că nu eram dintre ei lor. Nu eram din biserică. Nu știau nimeni. S-au ridicat mama și tata și au zis, da, băiatul nostru e acasă cu o vecină în comă. Așteptăm din moment în moment să plece dincolo. Și au zis fratele Crișan așa, haideți să ne rugăm că Dumnezeu dă viața. Dumnezeu o ia. Totul la Dumnezeu. Când au început 800 de persoane să se roage, mama când o văzut, s-a uitat în dreapta, în stânga, mă, cum se roagă ăștia? N-am plătit nimic, nu mă cunoaște nimeni. Cum 800 se roagă pentru o problemă care ei nu știu, nu e a lor? Ce e aici? Mama s-a apucat de plâns, s-a mai ridicat vreo jumătate de oră de pe genunchi, plângea că nu putea să-și imagineze, ce dragoste e aici? Cum ăștia se roagă pentru cineva care nu cunosc? Nu se poate așa ceva. S-a terminat programul. Fratele Cristian cu fratele Pop Nicolae, care a trecut la Domnul, au zis dacă vrea familia respectivă să rămână puțin la urmă. Au rămas la urmă și a zis fratele Cristian așa, dacă vreți, putem să venim și până acasă să mai facem o rugăciune pentru băiatul ăsta. Mama alcotea pe tata și urmă să nu vină că n-avem bani, știi că suntem pregătiți de mormântare. Mama era obișnuită, plătești, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Nu plătești, nu ascultă rugăciunea. Și a zis tatăl meu, nu se plătește nimic aici, nu e așa cum știi tu. Pot să vină, că nu trebuie să plătim nimic. Atunci mama s-a liniștit și a zis, ok, să vină. Au venit, au intrat în casă la noi toți, fratele Cristian, fratele Pop Nicolae și cu părinții mei. Eu eram cu doamna Rodica Ghilan, care stătea lângă mine, numai să vadă că mi-a dat ultima suflare. S-au pus pe genunchi, au făcut o rugăciune scurtă, mi-au făcut ungere cu unt de lemn, s-au ridicat și nici măcar un par de apă n-au cerut fratele Cristian sau să zică, vă costă asta sau asta, măcar un par de apă, nimic. O dat mâna cu părinții mei și au zis, de acum încolo numai Dumnezeu mai poate face ceva. După 15 minute m-am trezit eu din comă și am zis, mamă, dăm coajă de pâine. Mama s-a speriat, cum să-i dau coajă de pâine? Asta nu mănâncă de 2 săptămâni. Mă duc la telefon să văd. O vorbi cu doamna Rodica, tu, hai să-l sunăm pe doctorul, să vedem cine e de gardă la spital. Cum să-i dau coajă de pâine? Asta mănâncă și să neagă și moare, îl omorâm noi. O suna și a zis doctorul Iurașov, că nu vorbi cu el, a zis, uite, s-o trezirea din comă, ne cere coș de pâine. Ce să facem? Dați-i să mănânce, să moară, să turcă, oricum va muri, o zis doctorul pe telefon. N-are rost, asta e ultima lui dorință. Împliniți-o și pe asta, că oricum moare. Dați-i coș de pâine, dacă astăzi, că acum moare. În câteva minute după ce a mâncat, a murit, o zis doctorul. Mi-a dat coș să mănânc, n-am putut să o... Am ținut-o în gură. În momentul când am băgat-o în gură și am ținut-o în gură, eram ca și tavanul dumneavoastră, ca pereții dumneavoastră alb, s-au făcut așa roz, urechile, nasul, buzele, unghiile, pielea. Eram la short cu gheață, toți vecinii aveau un congelator gheață, pungi cu gheață și mama mergea și le schimba din oră în oră. Și mama m-a întors atunci să vadă ce se întâmplă cu sângele de la... Nu se mai închidea operația, am intrat în imofilie, adică globulele roșii sunt mâncate de cele albe și curge sângele non-stop, fără oprire. Când au văzut că s-a oprit sângerarea mama, nu mai putut, a ieșit în curtea blocului și a strigat-o cât o ținut-o gura. Cred că există Dumnezeu. A strigat de câteva ori să audă toată lumea. Toți au zis, o murit, nu a murit, haideți să-l vedeți că trăiește. Și mi-aduc aminte, până ziua de astăzi, a intrat un domn cu numele Sandu, care îl știam, era prieten cu noi, cu copiii, de mai în vârstă, și când l-am văzut pe domnul Sandu, pentru prima dată când l-am văzut, am zis, domnul Sandu, când mai jucăm fotbal? Știți că ăsta s-a pus pe genunchi lângă patul meu și a zis, cred că există Dumnezeu, a zis ăsta. Dacă ăsta și-a revenit așa de repede și mă cunoaște și vorbim de lucruri care au trecut, n-are, numai Dumnezeu face lucruri din astea. Mă vedeți în picioare, sănătos, datorită lui Dumnezeu. Așa s-au întors părinții mei și au locuit în curtea bisericii 22 de ani. Au făcut femeie de servici, au făcut tot ce trebuie făcut. Mama s-a lăsat de asistentă medicală și o să mă duc și fac eu la pocăiți femeie de servici, chiar dacă neamurile au zis, păi tu, asistentă medicală, mergi să faci curat la pocăiți, da, mă duc. Ce a lucrat Dumnezeu cu Victor și cu Radu, merită să fac toată viața lucrul ăsta. Două surori de-a lui mama, cu soții lor și cu părinții mei, toți 6 s-au botezat odată. Asta face Dumnezeu. Asta poate să facă și astăzi, dar dacă ne gândim la lucrurile de sus, dacă vă gândiți la astea de jos, să știți, pierdem foarte mult. Noi singuri pierdem. Zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute. Nu vă lăsați de rugăciune. Nu vă lăsați de rugăciune. Faceți orice, dar nu întrerupeți rugăciunea. Ați pierdut tot. Dacă lăsați rugăciunea, cum văd într-unele biserici mari, să știți, ați pierdut tot. Nu mai are niciun rost. Foarte clar ce Domnul Iisus. Casa mea se va numi o casă? E clar. Acum că vreți să o schimbăm, schimbați-o. Dar nu vă mai dau nicio înaintare, să știți. Am slăbit. Uitați-vă la copiii ăștia. Vin la Cluj. E Babilon acolo. E Babilon. Îi trimiteți ca și cum a fost Daniel în Babilon. Nu e orașul dumneavoastră, e altceva. Ajung în niște anturaje care dumneavoastră nu le aveți aici în Deva.
Poate că le aveți, dar nu le aveți ca și acolo. Dacă nu surmăriți de rugăciunile dumneavoastră, îi pierdeți, știți. Știți câți mai vin înapoi pocăiți? 3-4 din 10. Pentru că anturajul îi schimbă. Dar dacă dumneavoastră vă rugați de acum preventiv pentru ei, rugăciunea îi urmărește și nu se vor pierde. Și zic ca Dumnezeu să vă ajute pe toți. Amin. Haideți să ne ridicăm și dacă avem de scos ceva afară, hai să scoatem acum afară.